La Curtea de Argeș a fost astăzi mare sărbătoare. Sfânta Liturghie de ziua de pomenire a Sfintei Filofteia a fost oficiată în Catedrala Arhiepiscopală de Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. De asemenea, a fost oficiată și slujba parastasului pentru toți ctitorii și binefăcătorii bisericii. Oamenii au fost îndemnați să urmeze exemplul Sfântuliței de la Argeș prin bunătatea pe care trebuie să o arate în relația cu semenii lor. În toate ale noastre rânduieli, nu ni se va ierta niciodată dacă noi nu avem bunătate. Ca să avem bunătate înseamnă că trebuie să vibreze mintea, inima, conștiința și toată făptura noastră că l-avem pe Dumnezeu prezent și când noi întâlnim orice făptură a lui Dumnezeu, spune în Sfânta Scriptură, întâlnim fața lui Dumnezeu. La racla cu moaștere Sfintei Mucenițe Filofteia, așezată în fața catedralei din Curtea de Argeș, au venit să se închine astăzi foarte mulți credincioși. Frigul nu i-a împiedicat să aștepte chiar și 3-4 ore la rând. Oamenii sunt convinși de faptul că Sfânta le va asculta rugăciunile astăzi mai mult ca oricând. Pentru a veni în sprijinul pelerinilor, Arhiepiscopia Argeșului și Muscerului a oferit mâncare caldă, covrigi și ceai. De fiecare dată ce a făcut ea, eu fac. Eu ajung acasă cu plasa goală, dacă mă credeți în vărsătoare, și cumpăr ceva de la piață și împar la copii, la lume, până acasă. Exact ce a făcut Sfântulița. Mai bine mă culc eu nemâncată, cum vine vorba. Este important pentru mântuire, pentru sănătate și pentru evoluția fiecăruia. Ce avem de învățat din viața Sfintei Filoftea? În primul rând să fim mai buni unii cu alții, să dăruim din puținul nostru, pentru că ce dăruiește se întoarce într-un fel sau altul, să ne iubim semenii, să ne cerem iertare când greșim și să facem ce ne învață atât duhovnicii, cât și cărțile sacre. Pe cei pe care ții la ei îi cinstești, mai ales de ziua lor. Sfânta Filoftea a fost o copilă și este un model pentru noi. A fost un suflet mare, a fost un suflet mare, a avut har în ea. De unde sunteți? Breaza de Prahova. Ați venit de la o distanță atât de mare să vă închinați aici? Credem în face minuni. Am venit în cârje anul trecut și am plecat fără cârje. Cred în credință. Să fim buni cu toții. Cu toții să devenim buni. În fiecare an venim la Sfântulița să ne rugăm, să îi aducem un omagiu și să ne rugăm pentru noi, pentru mai bine, pentru sănătate. Aduse în țara românească în anul 1396, cinstitele moaște ale Sfintei Mucenițe Filofteia au fost depuse în Biserica Domnească din Curtea de Argeș, pe atunci Catedrală Mitropolitană. Au rămas în acest loc până în anul 1893, când au fost așezate pentru o perioadă scurtă în Bisericile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Olar din municipiul Curtea de Argeș. În timpul Primului Război Mondial, pentru a fi protejate, au fost duse la Mănăstirea Antim din București, iar în anul 1949 au fost depuse în Paraclisul Arhiepiscopal din Curtea de Argeș. În prezent se află în plin proces de edificare o nouă catedrală închinată Sfintei Mucenițe Filofteia, unde vor fi așezate definitiv. În Arhiepiscopia Argeșului și Muscerului, moaștere Sfintei Mucenițe Filofteia sunt scoase în procesiune de 3 ori în timpul anului bisericesc, la praznicul Izvorul Tămăduirii, la praznicul Adormirii Maicii Domnului și pe 7 decembrie, în ziua de cinstire a Sfintei Mucenițe.